Mai mulți demonstranți ucraineni, inclusiv și membrii unor grupări naționaliste, s-au adunat în această dimineață în apropierea consulatului Rusiei de la Lviv, încercând să dea foc la cauciucuri, în semn de protest față de confiscarea de către Rusia a 3 nave militare ucrainene în Marea Neagră. Un miting similar s-a desfășurat și în apropierea ambasadei Rusiei de la Kiev, unde protestatarii au aruncat cu fumigene în perimetrul reprezentanței diplomatice, însă încercarea acestora de a incendia cauciucuri a fost oprită de poliție. Un vehicul ce aparținea ambasadei a fost incendiat. Duminică, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că au încălcat legile maritime internaționale, după ce autoritățile ruse au oprit și confiscat 2 nave de război și un remorcher din Ucraina, ce încercau să navigheze în jurul Crimeei, în drum spre un port ucrainean. Reprezentanții Serviciului Federal Rus de Securitate au declarat că au luat măsuri de a opri navele ucrainene, deoarece acestea au intrat ilegal în apele sale teritoriale, ignorând avertismentele. 3 marinari ucraineni au fost răniți în urma incidentului, însă viața acestora nu este în pericol. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că va propune Parlamentului de la Kiev să instaureze legea marțială, după ce forțele militare ruse au atacat și confiscat 3 nave ale Ucrainei în Marea Neagră. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență pe tema creșterii tensiunii militare dintre Ucraina și Rusia, după ce forțele ruse au deschis focul și au sechestrat duminică 3 nave ucrainene în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea. Cel puțin 2 marinari ucraineni au fost răniți în urma incidentului. Reprezentanții Serviciului Federal Rus de Securitate au declarat că au demarat această acțiune deoarece navele ucrainene au intrat ilegal în apele teritoriale ruse, ignorând avertismentele. Președintele ucrainean a propus Parlamentului să instaureze legea marțială.